Ce să vezi, bine v-am găsit, dragii mei, aici la Fears of Fandom. Vreau și eu să încerc seria asta, să mă joc toate jocurile, pentru că am văzut review-uri numai puternice despre el. Așa că, să trecem la treabă, 5000 de like-uri and let's go, baby. Asta e alarma de la casă, așa-i? Ne-a intrat în casă hoțul, ești nebun la cap? Bă, ce face? A, ba nu, e alarma asta? A, ok, m-am speriat. Am crezut că ne-a intrat hoțul în casă, dar de fapt era alarma de wakey wakey. Și acum e 8 dimineața sau 8 seara, că n-am fost atent. Bă, destul de interesant, frate, sincer. Pare interesantă situația asta. Aici, uite ce fain se vede afară. Trebuie să ies din cameră sau mă bag direct la calculatorescu, să-i dau tare? Bă, n-am calculator. Bă, stai frate. Cum adică n-am calculator? Băi, oameni buni, ce faceți bă aici? Mă țineți așa pe timp de vară fără calculator? Bă, sunteți nebun la cap. Unde mi-e calculatorul? Where my PC at, bro? Unde mi-e PC-ul? Eu îmi caut PC-ul acum. Ce-am făcut? Am pornit radio-ul. Sună bine. Sună de parcă aș cânta eu la vreun instrument ceva. Mamă, dar ce tablou avem aici în cap. Botezarea Domnului Iisus Hristos. Oh, nu. Bun, păi și mă pun aici să scriu sau? Asta trebuia să fac. Ok. I did have homework the night, but I was too hungry to do it. Right after. Cum adică homework? Alo? E vacanța de vară, it was the middle of the summer, așa zis. Trebuie să mergem la bucătărie să băgăm niște mâncărichi în stomacescu. Că ne e foame, nu facem așa tema pe stomacul gol. Oh, low. Trei mesaje de la mommy. Ia să vedem ce zice. Why are you being so paranoid, mom? I'm 14. Think I'm gonna take a little nap. Probably gonna order some pizza, yes? No need to order anything. Already made you lasagna this morning. Check the fridge. Deci am aflat. Suntem un teenager, suntem un puști de 14 ani, vacanța de vară, ne distrăm. Asta e camera părinților mei. Bă, ce face ăla acolo? Ăla e vecinul, cine e pe geam? Cine e pe geam, frate? Cine e acolo, bă, că l-am văzut? Cine e bă la mine în grădină? Bă, frații mei, cine e la mine în grădină că-l văd? Îl văd, cine e ăla de afară? Cine e ăla de afară? Ce caut aici în primul rând? Yes, yes, că mai bine nu intram. Un băiat de 14 ani, eu boosted comando, băiatul de 14 ani, vacanță de vară. Cât tu crouch? Dar ce fac? Mă uit așa pe geam? Mamă, de-am bag o atmosferă de asta. Creepy. What the fuck, man? Mi se ridică spărul pe spate. Ia să vedem ce e în frigiderul ăsta. Mamă, câtă mâncare mi-a lăsat doamna aici. Doamna mama mi-a lăsat mult. Oh, mi-am închis frigiderul în cap. Doamna mama, lasagna. Trebuie să o băgăm în gâtul trou. Am aruncat. Dă-o acolo de lasagna, eu vreau pizza, mama. O bag în cuptorul cu microunde, avem așa ceva. Am băgat-o în cuptorul normal. Așa face cuptorul? La mine nu face așa cuptorul acasă. La voi face așa cuptorul acasă? Învățăm chestii noi în fiecare zi. Ia uite cum face ăsta cuptorul. E gata, bro? Food is nice and hot. I like watching TV while I ate. Unde aveți, mă, televizor în casa asta de obsedați? Bă, stai că-mi sună interfonul, ești nebun? Cine mă sună? A venit demonul după mine acasă. Bă, ce face, frate? M-am întors. A venit și au zis că-s de la gaze. Era să intre jandarmii peste mine. Ești nebun la cap. Unde mă uit? Aici la TV? Oh, m-am pus jos. Hai că până acum nu-i horror, bro. Și așa mănânc eu sau care faza? Ah, cred că trebuie să oprim televizorul, nu? Ar fi fost o idee să aprind televizorul, na, ce să faci? Eu n-am televizor acasă, sunt sărac. Mă uit așa la televizor și mănânc, sau care-i faza? Stau așa cu lasagna mână și mă uit la TV, ce dracu să fac? Mă uit la sacrificarea color a lui Iisus Hristos. De fapt, sunt maiașii, cred că, care sacrificau copii pe treptele templelor lor ca să le crească recolta mai bine. Sau ce naiba se întâmplă aici, că văd că sunt semne satanice desenate pe jos. Dar nu e ok, ăsta e Pazuzu. E demonul Pazuzu ăsta. Uită-te la el. Ia, ce-i trage. Ziceți, mă, asta trebuie să fac? S-a terminat. A luat-o de la început. Păi și eu nici nu mai mâncat lasagna. Stai așa, frate, cred că trebuia să o pun în bucătărie pe farfurie. Ce fac, mă, cu lasagna asta? Am lasagna în mână, am deschis televizorul. Ce mai trebuie să mai fac mai mult? Îl închid, m-am enervat. Am închis televizorul. Dăm lasagna afară. Mergem să aruncăm lasagna afară și îl căutăm și pe domnul ăla de era afară. Poți să ies afară? Poți să ies afară. Mă plimb și așa pe pășune pe aici. Nu pot? Asta e tot ce pot să ies aici afară? Atât? Îmi arunc lasagna. În față, nu pot. Am ieșit afară de la sanc. Eu las așa ușa deschisă, că mie nu mi-e frică de nimeni care vrea să intre după mine în casă. Trebuia să mănânc din lasagna, să mă uit la aia, să mănânc aer afață. Gata, ia ce intră lasagna asta. Dar mănânc o tavă întreagă? Unde am loc în mine să bag o tavă întreagă de lasagna? Eu nu zic nu. Mamă, ce poftă mi s-a făcut de lasagna. N-am mai mâncat așa de mult. I was already feeling very sleepy. Păi băiatul ăsta s-a trezit să mănânce lasagna așa cum se culcă la loc. Dar temele, frățică, ce faci cu temele, bro? What the fuck, man? Am primit mesaje de la Oliver. Cine e Oliver? We're gonna have to call it off, man. Something just came up, but you gotta go to Jessica tomorrow. Ok, deci se pare că nu mai ești cu prietenii afară, că nu le mai place de mine. Cu siguranță s-a dus băiatul ăsta cu prietena asta să facă sanky sanky, friki friki împreună. Pe mine m-au abandonat. Eu rămân singur acasă, n-am nici măcar calculator, n-am nimica. Cu ușa deschisă rămân, așa vreau să rămân cu ușa. Și mă duc să mă culc acum. Oh, ce-am...
primit. Chill out, dude, all good. I probably just go back to bed after cam. Ceva straniu se întâmplă în mesajele astea, frate. Se pare că se întâmplă ceva aici. Nu știu, nu ne pasă, noi ne punem aici să facem tema. I couldn't focus because... Auleu, am uitat televizorul aprins și nu puteam să mă concentrez din cauza televizorului aprins, aia e problema. E, mergem să stingem. Eu mă simt mai bine așa când am ușa deschisă la casă, că mă văd oamenii care sunt afară și în caz că îmi intră un hot sau ceva să mă omoare, there is not a problem, bro. What the fuck, man? What the fuck is happening here? Close the TV, bro. Ok? Oricum televizorul nu-i bun. Nu vă uitați la televizor că vă strică ochii. Cel mai bine este să citiți cărți. Credeți-mă pe mine pe cuvânturi. Așa, închidem ușa aici. Și ne apucăm să facem teme. Ia să vedem ce intră temele astea aici. Mamă, ce am făcut aici. 12:38 am. Deci asta înseamnă că e miezul nopții. Am terminat temele. Oh, ce repede m-am mișcat. Homework done. Gata, ne băgăm în pat acum. Eu, asta e viața mea, fac teme și mă culc. Opa, două mesaje de la mami. Don't stay up too late, you kids. I shouldn't get to hear from Mrs. Paula this time. You kids? Care you kids? Că sunt singur în casă, bro. Ce? What the fuck, bro? I don't know what's happening. I'm going to sleep. Are you insane in the head? M-am culcat. 1 și 16. I got up to get some water. Ok. Nimic straniu să te trezești singur în casă la ora 1 și 16 să te duci să-ți iei apă. Absolut nimic straniu. Mergem să ne luăm apă, no problem. De unde iau apă? Ia cum se aude ceasul, ești nebun. Tic-tac, tic-tac. Mă duc iar în camera părinților să văd dacă mai e omul ăla pe geam. Hello, mister. Are you still outside? No. Ce zice aici? Bă, dar îți bag așa o atmosferă din asta creepy. Ia uite cum bagă, cum bate ceasul. Bă, dar ce se aude așa, frate? Bă, mi se face pielea de căină, mi se ridică părul pe spate. Melodiile astea tulburate, asta e problema. Mă uit așa pe geam să dacă e vreo e cineva. Hai, frate, apă, am nevoie de apă. I ate the whole lasagna. Nu văd, mă, nimic aici să pot să-mi ia și eu unde ăsta de apă. E întuneric în baia asta, bucătărie ce-o fie de nu văd apă. Oare țin apă în frigider oamenii ăștia? Right click to drink. Beau apă. Așa. Mamă, ce beau apă asta în mine. O bag de nu mai știu ce cu mine, uite. Am băut, frate, apă. Gata, bro. O iau cu mine, mă duc sus, mă culc. Păi, cred că e important să o iau cu mine, să mă culc cu ea. În caz că mă mai trezesc la noapte să am ce să beau. Gata, mă cuiat ușa. Mi-a dat poză mama. Miles, who's at the door? You there? Bă, ce vrea asta, frate? Cine să fie la ușă, bă? Eu dorm. Eu dorm, nici măcar nu mă uit. Click to hide. Oulu, m-am ascuns sub pat. Ce fac aici? Mom, I am scared. Ce se întâmplă? Ce trebuie să fac? Acum. Eu mă duc la ușă că nu-s fricos, frate. Eu mă duc la ușă să-i zic lui ăla care e la ușă. Băi, muchacho, my friend. Ce faci la ușă, bro? Oulu, Paula sent me. Seth is being creepy through the window. We're calling the cops. The kids lock every door. Any hide. Don't answer the door. Bă, eu deschid ușa, frate, ce ai? Nu-i nimeni. Sunteți nebun la cap? Bun, deci eu se pare că nu trebuia să deschid ușa totuși și trebuia doar să fiu cu minte în casă, așa cum mi-a zis mama. Nu-i nicio problemă, bem apa asta și ne ducem din nou în pătuți și tura asta nu o să mai deschidem la niciun străin. Promit că nu mai deschid la niciun străin. Ia uite, am primit imaginea. Bă, da, ți se face o piele de găină, frate, de la muzica asta și de la environmentul ăsta pe care îl faci aici, că îți vine să faci pe tine, frate. Ce fac acum? Mă duc jos să-l verific pe ăsta de aici. Ce fac? Mă uit la el? Ia uite-l, ia uite-l pe moșnea cum stă, bă, mustăciosul. Pleacă, bă, din fața ușii, băi, netrebnicule. Care ești? Poate mi-intră în casă, ești nebun? Ce mesaj mi-a zis asta? We're calling the cops, you kids lock every door and hide your room. Don't answer the door. Nu răspund, frate, la nicio ușă, ești nebun. Mă uit la el pe geam. A plecat? Nu, e încă aici. Păi gata, n-are ce să-mi fie frică. Dacă e bro aici, verific ușa din spate. E încuiată și ușa din spate, dacă asta o fi. Sunt încuiate toate ușile în casă. Gata, nu deschid ușa, bro. Vorbesc serios. Așa stau? Mă duc sus. Bun, deci planul nostru acum e unul simplu. Mergem sus, ne băgăm în pat și ne prefacem că dormim. Ușile sunt închise, deci e cilache. Nu mai cântă nici muzica horror, nici nimic. Închidem ușa aici frumos. Ne prefacem că nu-i nimeni la ușă. Și ce? Uneori mai vin oameni la ușă, sună și nu-i nimeni. Aia e închis, e în cuia, nu-i nimeni acasă. M-am băgat sub pat. M-am băgat sub pat, eu aici dorm. Când sunt singur acasă și nu-s părinții mei, aici dorm sub pat. Mie bine sub pat, mie așa-mi place sub pat. Poate mama ar trebui să vină naibii acasă să nu mă mai lase. Oulu, a spart geamul. A spart geamul, a intrat în casă ăsta, bă. A intrat brother-ul în casă. Bă, ce face? Eu stau aici, frate, nu mai plec nicăieri. Pe ce face, mă? Îmi sună la ușă? Îmi sună la ușă după ce îmi sparge casa? Bă, lasați-mă, frate, eu nu mai ies, mă, de aici. M-am învățat mintea, m-am dus, am deschis ușa, mi-a venit ăla, m-a speriat aici, rămân. Dar mi-e bine aici, frate, cum?
Dă-te, bă, hai că mă duc, că văd că sună prea des. It's Paula at the door? A, e Paula la ușă, uite, așa mi-a zis mama. It's Paula, everything's gonna be alright. Gata, Paula, acum vin, frate, stai liniștită. Stai liniștită, Sanchi, Sanchi la ușă. Aulă, ce-a scârțit așa? De ce Paula la ușă, da bulangiu în cameră la părinții mei? Uite-l cum stă acolo, fraierul. Mă duc, îi dau bait repede să iasă de acolo bolovanul. Ia, ia. Opa, mi-e frică. Gata, am fugit. Fugi. Aulă! M-a scus un pat. M-a scus un pat la loc și aștept să intre Paula la mine în casă. Paula, am un geam spart, Paula, vino și mă ajută pe mine că-s băgat sub pat. Paula, ce faci acolo? Aici stau. Nici mă mai mișc. Să vină poliția, frate. A sunat mama la poliție. Să vină poliția. Până n-aud sirenele, I ain't moving. Everything's gonna be alright. Ce fac? Ce fac? Vine poliția, vine poliția, auzi? Vine poliția în sfârșit să mă salveze. Haideți, domnii polițiști, să mă salvați. M-a salvat? Gata, s-a terminat? M-a salvat poliția? Cântă frumos pe... Yes! M-a salvat poliția, gata! Am salvat, am scăpat, m-a salvat de nenorocitul ăsta care mi-a intrat în casă. Să deschidem ușa, să vină poliția, să-l aresteze. Doamna Paula, să mă ierte Dumnezeu, nu puteai să vii mai repede, Paula. Mulțumesc frumos că ai venit oricum să-mi salvezi viața, Paula. Ăsta a fost jocul, dragii mei, ce pot să zic, un joc scurt, dar care pur și simplu te bagă în acțiune, adică simți pur și simplu cum ți se ridică părul pe spate, că te bagă într-o stare din astea super horror de nebunie pe felie. Mi-a plăcut super mult, ești maker, o să continuăm și cu celelalte episoade. Bombarați butonul de like și ne vedem tura viitoare. Pupici cu sclipici, dragii mei. Pupici cu sclipici. Mua, mua, pa, pa.